Seara bună, Nicoleta Savin, Adrian Sturza, vă invită la ora de veghe, suntem la sediul Epoch Times. E prima ediție de după alegerile din... După alegeri, după instalarea noii conduceri în Statele Unite ale Americii, dar nu doar acolo au fost evenimente, mai sunt destule lucruri care se întâmplă și în România și în alte locuri de pe glob. E normal, lumea nu stă în loc, lumea merge înainte, lumea știe să mintă, lumea știe să manipuleze, lumea știe să vrăjească. Motiv pentru care ne-am gândit că, hai să-mi spunem minciuni, să le zicem vrăjeli. Vrăjeli! Mă duce cu gândul titlul undeva spre Ioan Petru Culianu, Eros și magie în renaștere, unde Ioan Petru Culianu spunea că magia odată vânată de către biserică, că așa a fost, știm bine, s-a ascuns, da? Și s-a transformat de așa manieră încât a putut supraviețui până în perioada modernă. Și explica cum supraviețuiește astăzi magia, cea care s-a travestit, dacă pot să o numesc așa. Păi s-a travestit, dar povestea e că E întreagă tema asta cu... Bună seara, în primul rând, Nicoleta Savin și telespectatorilor noștri. E o întreagă poveste cu magia asta, pentru că, în general, lucrurile pe care încerci să le stârpești nu mor. Da, atracția fructului oprit. De fapt, nici nu știi dacă a murit ceva vreodată sau cineva. Păi e o întrebare asta. Știi, că e clar că rădăcinile noastre nu sunt aici. Venim, plecăm. De unde venim? De unde vine toată populația asta? Nu se întreabă nimeni. Poate cineva spunea azi, postasem o fotografie cu inaugurarea lui Biden de pe 20. Și o femeie, că zic, nu pot să-i zic doamnă, îmi zice, da, ești un dobitoc, nu știu ce îmi spune acolo. Și zice, să știți că mă bănesc de foarte multe ori de treaba asta, nu știu cum v-ați prins dumneavoastră, e clar că m-ați prins, dar de unde vine omenirea asta? Că eu gândesc așa, ca un inginer, domne, pe aici e o țeavă, nu? Te urci în tramvai, mergi 15 stații sau 2 sau câte apuși, te dai jos, dar de unde vii? Că în tramvai, ok, în tramvai a apărut, uite-l mic, a crescut, pac, s-a dus picioare înainte. Dar de unde vii exact? Cum? Trebuie să fie undeva un rezervor și, știi? Foarte, nu se mai întreabă nimeni lucrurile astea și nu sunt chiar atât de neimportante. Te-ai gândit. Pentru că dacă există o viață de apoi, ar trebui să știm și noi, nu? Să ne bucurăm sau dimpotrivă. Una într-una, cu magia e așa, o stârpești, dar nu moare. În general, lucrurile pe care nu ies din rădăcină nu mor. Orice țăran din România și de oriunde știe asta. Da? Am avut ocazia nu cu foarte mult timp în urmă să mă duc am cunoscut o doamnă foarte, una dintre cele mai bogate doamne din România. Și de ce râzi? Nu, că mai cunoști și doamnele, adică cunoști o fel de lume în business-ul meu și tipa asta, doamna asta avea o femeie care, mă rog, are un domeniu și pe domeniu erau buruieni, știi? Și buruienile alea, tu te uitai la ele, multe de tot, un domeniu mare și zici, domnule, la un moment dat părăsit, de-aia a ajuns să fie așa de mult. Nu știu dacă nu era părăsit, dar în orice caz mă uitam la ele și mă gândeam, s-ar putea ca buruienile alea să fie, să rămână acolo, chiar dacă te duci și le scoți din, știi, încerci să le stârpești, zici, te duci, le-ai stârpi cu tractorul. Și au câmpuri întregi de buruieni. Alea s-ar putea să fie acolo mult după ce noi plecăm de aici. Bună. Te uiți la ea și zici, ce buruieni, le calci, le dau foc, le fac ce nu. Ele pot rămâne dacă nu vii, astăzi există erbicid care distruge. Deci dacă intervii cu tehnologie din asta ciudată, potrăvești pământul și distrugi planta. Să-ți dau un exemplu. Dacă te încăpățânezi o clipă să nu distrugi pământul și să nu dai cu erbicid, într-adevăr te chinui și poți să pleci tu după lumea asta și ele să rămână acolo. Hai să-ți dau un exemplu cu erbicid. Eu eram în Canada, aia dădeau cu erbicid. Toronto e pe niște dealuri și există lacul Ontario și... Mă rog. La un moment dat au constatat ei că o grămadă din erbicidul folosit împotriva păpădii, toată lumea are
mă, cei care au case au niște iarbă în față și pe iarba aia cresc păpădii într-una și soluția era, hai, dați cu prafurile astea că dispar păpădiile. După ce au dat vreo 20, cât or fi dat, 30 de ani, au constatat că lacul era plin de erbicide. Nu trebuie să fii foarte deștept să realizezi că se va întâmpla, dar uite că, mă rog. După care au venit și au zis așa, și eram în Canada, eram în Toronto, și au zis, domnule, nu mai dați cu erbicide, că facem lacul praf, mor pești, ne otrăvim, da. Și campanie mare, vă rog frumos să ne dați. Și n-au dat. La un moment dat s-a oprit, lumea n-a mai dat. Știți ce s-a întâmplat? Toate bucățile de iarbă s-au umplut de păpădii. Dar era plin. Plin era, una lângă alta. Își luau revanșa. Cu alte cuvinte, nu muriseră. Doar se ascundeau. Se camuflau. Și așa și cu magia lui Culianu. Apropo de Camelon. Și să combin magia cu erosul, e un cocktail destul de... Eu n-aș recomanda asta. E o teorie pe sunt multe teorii, care dar o demonstrează, pleacă de la Giordano Bruno, nu e cazul. Să revenim la oile noastre. Ar merita să facem o emisiune, pentru că este una din cărțile care ar fi putut să-i aducă sfârșitul. Sunt mai multe cărți în care a călcat o anumită linie. Eu apropo de ultimul Culianu al lui Horia Roman Patapievici. Dar asta e una dintre ele. Trebuie să ai grijă cu trotilul pe scări. Ușa o deschizi, înăuntru e cineva, întotdeauna, dar cine? Îl întreb cum îl cheamă și spune. Păi uite și că ce da. Ce vreau să zic. Sunt o grămadă de băieți de prin lojă care au făcut asta. Am mai vorbit și revine, văd că revine subiectul ăsta în fel și chip. E nici ăsta nu moare, știi, subiectul. Păi n-are cum să moară, că omul a murit cu un glonț în ceafă și nu s-a rezolvat. Nu vorbim de Culianu, vorbim de subiect. Știi, adică deschizi ușile, da, știi ce e dincolo? Că... În metafizica pe care a lăsat-o biserica, mă rog, creștinism, creată de foarte puține lucruri sunt care se dezbată genul ăsta de activități, ajungi să cauți lucruri și dai prin alte bucurii și nu știi dacă mai poți să ieși de acolo foarte ușor sau nu. Știi? Nu vrem să dăm nici în spiritisme, că nu știu câți marxiști sau atei să uită la noi și după aia avem probleme, ne pun ciungă în păr. Hai să vorbim despre magia asta, că s-a întâmplat o magie el la Oaște. Apropo de magie, lăsăm erosul deoparte. Erosul vine mai târziu, e mai complicat. Cu erosul la Washington, momentan... E tras pe dreapta. Stăm prost. Hai să luăm cu magia. Am postat această poză despre inaugurarea lui Biden. Dacă mă puteți ajuta și pe mine cu o poză. Nu, este un Biden inauguration acolo. Da, e o țeapă. Bun, dați-o pe aia. Cu Biden inauguration. Mi s-a părut că pun altă poză. S-a întâmplat ceva la inaugurarea lui Biden. Urmăreau pe YouTube Casa Albă. Transmitea live evenimentul. Câte vizualizări zici tu că a avut la 6 ore după ce s-a încheiat? Foarte puține. 300.000. Asta știam. Nu am reținut cifra, dar mii. Foarte puțin. 300.000 de vizualizări, dintre care 11.000 erau dislike-uri și 3.000 și ceva erau like-uri. Documentul ăsta a fost dat jos. Nu mai există. Documentul oficial a fost dat jos. Nu mai există acum. Părerea mea că l-au dat jos din cauza faptului că erau prea multe dislike-uri. Nu știu de ce le-au lăsat. Comentariile erau închise, ca să fie clar. În timpul live-ului, pe YouTube, da? Poți să comentezi, să înjuri. Acum, evident că s-ar fi răzbunat lumea, da? Trumpiști, și pro-Trump, anti-Trump, nebunie, ar fi fost. Ok, l-ați dat jos. Dar de ce ați dat documentul jos? Și l-au pus alt document, care are 182.000 de vizualizări. Dar e altceva. Nu e transmisia live, e un film înregistrat cu transmisie. L-au pus după, azi noapte, noaptea lor. Da. Foarte interesant. Și acum, dacă rog și o regia, că ce poze vreau eu să pun aici, regia, te rog, du-te pe pagina mea și vezi că am postat o poză cu steagurile la inaugurare. Că e o poză pe care aș vrea să o discut. N-aș vrea să ratez poza aia. E o poză foarte interesantă. Dacă ai timp, în timp ce eu vorbesc, tu faci treaba aia. Și după aia trântește-mi și mie pe... Și ne întrebăm, dom'le, totuși... Am postat poza pe care o să... Colegul meu din regie vă pune imediat pe ecran.
Cred că o știe, poate multă lume a dat de ea. E o poză cu, mă rog, e o alee foarte lată unde se țin inaugurările, vine lumea, se agită pe acolo cu stegulețe, cu nebunii. De data asta erau niște steaguri. Mm-hmm. Asta. Da. Steaguri. 200.000 de steaguri. Acum, pe domnule, post de cetățeni. Nu erau cetățeni. Că toată lumea așa zice... au spus, e o simbolistică, dar fiindcă n-au expus cetățenii să vină acolo, că e pericol, n-am înțeles de cine i-au păzit 65.000 de persoane militare înarmate până în dinți, dar asta nu mâncare de pești. Nu era nimeni. De steagurile astea, poate steagurile astea erau. Au venit și au zis așa, domnule, unde sunt oamenii care la... Bun, să zici că oamenii nu... E halucinant. Explicația oficială, că hai să începem cu explicația oficială, că steagurile astea reprezintă pe cei morți de COVID. Uh-huh. Glumea, zicea că îi reprezintă pe morții care au votat cu Biden. Acum, oficial e că ăștia sunt oamenii care au murit de COVID, dar de ce i-ai strânge la Biden pe ăștia? Nu, sincer, acum. Nu știu. Adică... Păi, nu, primul discurs a fost despre cei care au murit până acum da, de COVID. Înțeleg, da. După ceremonie a plecat la cimitir. Da, și sau înainte, ceva în genul ăsta. Da, după. Dar de ce iau? Adică, bun, eu omageze. Asta e un gest politic. Ok, oare, dar de ce îi aduci în fața acolo? Asta n-am înțeles. Nu vreau să fiu. Mă gândeam, domnule... Mie am făcut o bășcălie și s-a luat lumea de mine îngrozitor că sunt un nesimțit. Am zis că eu încep să arate ca fenianul. Știi? Fenianul unde toată lumea e organizată. Dar nu ești singur, am mai văzut mulți alții bun, care au găsit bășcălie. Aceeași. Mi-a ieșit numai bube în camera și ok, deci lumea e puțin încinsă. Însă înțeleg. Era un banc, însă. Uh-huh. Să ne păstrăm totuși capacitatea de a face bancuri fără să fim sancționați cu înjurături. Ar fi bine, așa, un respiro. Dar mă rog. Acum eu zic așa, dată fiind, zici, dom'le, n-a vrut lumea să vină că, păi, îl iubeau foarte mulți pe Biden, ăsta e cel mai votat președinte al Americii, ok? Biden. Da, 80.000 de voturi. Da, dar inaugurat de niște steaguri. Măi, cam ciudat, știi? Acum, ce te faci tu dacă, eu supoziția asta, deci să fac balet aici, da? Uh-huh. Speculăm. Dacă lumea nu vrea să vină, din aia 80 de milioane, chiar nimeni. Pentru că există un film pe YouTube în care un tip s-a dus și a filmat la o aruncătură de băți de locul unde erau steagurile astea montate, mm-hmm, foarte frumos, în așa numită da, plața BLM plața. Uite, dați-ne și nouă filmul. Regia vrea să le pună. Așa. Asta era plața BLM plața, se cheamă. E o piațetă foarte aproape de locul în care erau steagurile. Mm-hmm. Nu vezi mai mult de 30 de oameni aici, care erau și ei pe acolo. Da? 30 de oameni. Asta a fost tot. Mm-hmm. Și aici aveai voie să mergi. Nu era o zonă închisă. Da? Puteai să mergi să... Pietonal. Puteai să mergi pietonal. Mm-hmm. Acolo aveai voie să te strângi să... BLM plața, Black Lives Matter plața, unde acum au o plață ăștia, știi, care spargeau, da, că mai nou spargeau. Bun. Și zici, ăia 30 de oameni erau toată lumea care s-a strâns la Biden? Bă, n-a putut să găsească și el nimic. Sună ciudat. Și după aia vezi că zici, domnule, le-o fi frică de COVID, da? Lumea îl iubește, dar, bă, n-a vrut să ducă acolo, că e complicat, le-e frică COVID, bă, am înțeles. Și s-au bulucit pe Facebook, pe YouTube, pe astea. Nu. Nu s-au bulici. Păi nu, dar atunci mă provoci, pentru că eu în campanie electorală n-am văzut niciun meeting cu mai mult de 100 de persoane la Biden. Păi nu a existat. Da. Nu a existat. Și astea nu sunt bancuri. Duceți-vă și dați-mi un meeting. Deci în toată campania electorală nu a fost un meeting mai mare de 100 de persoane. Există firmări cu Biden pus pe niște podiumuri care citea de pe un teleprompter, uh-huh, și între el și teleprompter erau câte 20, 30, 50 de oameni care se uitau așa și stăteau și erau așa. Nu, că nimeni nu știe exact. O fi fost staff de campanie, nici asta nu știe. Vorbesc foarte serios. Găsiți-mi un film de la o campanie, la un eveniment, sunt mai mult de 1.000 de persoane. Eu nu am văzut. Fii interesant de văzut chestia asta, că deja sună ciudat. Și când îl vezi pe Biden, ce se întâmplă dacă de fapt pe omul ăsta le-a fost frică că nu vine nimeni. Știi? Zici, bă, dacă inaugurare l-am măsluit, e o variantă. Am măsluit alegeri, dar nu vine nimeni la inaugurare. Vin 30 de oameni, băieții aia, făcăleți din Black Lives Matter plață.
Și zici, bă, nu vrem să facem treaba asta. Și atunci au luat, au încercuit tot. N-au riscat. Toată casa aia albă, au încercuit-o cu soldăței ăia care n-aveau sectoarele băgate, deci erau cu arme, erau și în armare. Cu garduri de sârmă ghimpată. Tu ai înțeles ce căutau gardurile alea acolo? Nu. Că nu le văd utilitatea. Dar dacă te duci, dacă ai 20.000 de soldați, alții zic 65, să zicem 20.000. Da, trupe, gardă națională. Și îi trimis cu pușcoace, dar le spui să scoată încărcătoare. Ok, am înțeles. Nu știu ce am înțeles, dar am înțeles ceva. Și după aia bagi steaguri la înaintare și ce zici? Bă, de ce sunt? Ce băgă la înaintare? Că dacă nu băgam niște steaguri alea, îți dă seama cum ar fi arătat? Nu că cineva a făcut regia și montajul aici. Să nu spuneți că n-a făcut cineva regia și montajul, că nu cred, da? Deci zici, băi, uite, Biden acolo, niște oameni pe scări, că au fost niște oameni pe acolo, familii, prieteni, ce era. Și câte avenue la mare, de mare, gol. Mm-hmm. Da? Cineva a fost în charge, hai, evenimentul stresate cumva, că ăștia vor poze, că altfel dacă nu ar face nimeni poze, ar zice, bă, tata, aruncam conspirația până pe Marte, nici nu existi, tu de fapt ești o hologramă, da? Bun. Și atunci au zis, bă, da, cum o să fie cu pozele astea? Că e o poză aici la Trump la inaugurare. Și n-au fost la Obama, ăsta era inaugurarea lui Trump. Mm. Da? Era lumea acolo. Și atunci au țipat că, vezi, Doamne, mai puțin, dar hai dați steagurile din nou. Bă, arată ciudat, tu vii și spui, și atunci, ce zici dacă băiatul sau fata, că cred că era fata după, că era ingenioasă, știi? Au zis, mă, ce putem să punem acolo? Steaguri americane, firar să fie, că noi suntem Make America Second. Great, whatever, great, nu mai fac. Nici pe primul loc nu mai e, că a zis-o că nu mai e pe primul loc, gata, terminat. Ok, și ce faci? Tai, bagă flori. Bagă niște flori, care, da, cu flori ar ta ciudat, știi, că zici, bă, ce-i cu florile astea? Și bagă steaguri. Ce steaguri? Ești nebună? Nu, băi, bagă steaguri de morții de COVID. Și toată lumea e udă puțin pe dinăuntru, mai. Asta merge. Nimeni nu o să zică. Mi-a zis și mie cineva pe net, băi, nebunule, steaguri, bă, cum ai morți de COVID? Dar de ce i-a strâns acolo? A murit pentru Biden? Nu au murit pentru Biden. Au murit din cauza că au vărsat chinezii virus pe ei. Cum au murit și oameni pe aici, pe România. Te-a dat la drumul. Au murit în toată lumea. Din potrivă, deci asta o spun de fiecare, că mă supără injustiția asta, e grozavă. Biden, în momentul în care Trump a închis granițele odată cu Rusia, cred că februarie la început. Da, atunci. Biden îl făcea pe toate canalele rasist. Mm-hmm. Că închide ușa chinezilor. Păi bă, prietene, vine de acolo. Pe cine ții la poartă, pe cine? Bulgarii? De ce să-i ții? Rasist. Păi să zicea, bă, nu sunt rasist, de acolo vine. În sfârșit. A făcut-o. L-a făcut rasist. Bun. Acum vine și zice, știți, oamenii ăia, de fapt, îi chemăm pe aia, că de fapt nu vrea să vină nimeni. Nu știu, zic și eu, nu cred că e chiar așa, dar niște întrebări sunt. Pe cuvântul meu, donare, că sunt niște întrebări. Da, dacă ți le pui numai tu. Pentru că unii au de-a gata, nu pun niciodată întrebări. Păi nu, uite. Dă la nu. Televizor că acest domn e... E bine, e tot ce poate fi mai bun, puțin, așa e. E puțin, ca zic așa, e puțin, nu degenerat că nu sună bine, dar e puțin praf. De asta o să mai auzim, eu sunt convins că noi ne vom distra cu băiatul ăsta. Dați-mi și mie, acum apropo de ce zice presa, că tu ziceai așa, hai să mai rușinez pe cineva astăzi seară, că ăștia mari, companiile astea mari de suflă în nas și sunt atât de siguri pe ei și numai tâmpenii vorbesc. Digi, dați-mi și mie, vă rog, regia, susținătorii lui Trump au vandalizat sediul Partidului Democrat din Portland în ziua investirii, adică ieri. Uh-huh. Susținătorii lui Trump. Acum asta e Digi. Eu vin și spun așa, de unde știți că sunt susținătorii lui Trump? Că am zis și eu tocmai auzisem azi, am citit, domne, să văd ce s-a întâmplat, caut unghiuri să văd. Și n-am dat nici măcar pe CNN, nu îndrăznea să spună nici măcar o vorbă despre susținătorii lui Trump. Am găsit pe un site care mi s-a părut mie cel mai... dați-mi varianta engleză. Yahoo News vorbește de Antifa. Uh-huh. Dar băieții ăștia din Portland Police spune clar acolo, demonstranți antifasciști, 100, mai mult de 100, din Portland. Au făcut praf sediul Partidului Democrat. Știi ce strigau? Nu-l vrem pe Biden.
Vrem răzbunare. Să strigau ei. Acum și te întrebi, băieții ăștia de la Digi ce fac? O dau din burtică? Fake news? Dacă le zici, băi... Păi nu-i mai bine să fie susținătorii lui Trump din momentul ăsta de vină pentru orice? Există lume pe net care le zice Huawei 24. Au mai, nu cred că e așa. Te rog, dar cu domnul acela chinez, să nu ratezi chinezul. Nu știu, l-am ratat că nu știu cine e, s-ar putea să dar fie... Dar nu știm cine e, dar l-avem negru pe alb în toate poze, am vreo 6 poze cu el. Am zis să nu intru, că o să... Cine? O să spună că e nu știu ce consilier de pe undeva. Poate să fie. În ziua instalării? În coasta ta? Nu știu, poate să fie un membru al Secret Service. Am zis, băi, nu mă bag, că după aia nu știu cine e și arunc gaz în aer și după aia vine pe cap, pe Adrian crește. Suza, tu în formă de să nu-mi spui că a ajuns să crezi în coincidențe. Că din momentul coborârii în avion, în câte locații să merge, cel din spatele, imediat în proximitate la Biden, este un domn chinez. Costeluță în piept. Și era... Costeluță, că... Ce zaibă în piept? Era Secret Service, vrei să zici. Ei, poate fi un Secret Service mai... Aha, evoluat. poate găsești tu poza și o dai... Sau, nu știu, mi-o dai mie, eu dau eu. Deci asta s-a întâmplat. Asta s-a întâmplat asta acolo. Asta cu chinezii? Și acum s-au mai întâmplat niște chestii ciudate. Uh-huh. Una dintre ele, puțină lume o menționează pe... Iar ziariștii a făcut o dumă azi. Au zis că prima femeie care conduce CIA-ul e Avril Haines. Nu e prima. Prima e Gina Haspel, care a demisionat sâmbătă. A demisionat, nu sâmbătă, ci pe 19. Zi, pe 19. Da. Avril Haines nu e șefa CIA-ului, e șefa ODNA-ului. E organizația umbrelă care strânge toate datele tuturor. E comunitatea agenției de informații din Statele Unite. Șefa comunității de informații care, după 9-11 au zis, hai, ce facem cu 9-11? Asta că e o problemă cu 9-11. Mai facem o comisie, știi cum e vorba lui Caragiale. Ei au mai făcut o agenție care strânge toate și coordonează toate agențiile. Foarte importantă agenția aia. Uh-huh. Pentru că are acces în toate buzunarele, știi? Mai mult sau mai puțin acum. E ca, așa cum e la noi, Comunitatea de Informații de la Cotroceni, condusă de Constantin Dudu Ionescu. Exact. Căci poate l-ați uitat, eu nu. Nu, și cred că nici el pe tine. Da, de când eram ministru de interne, am avut niște dueluri frumoase. Da. Salutări, domnule Constantin Dudu. Nu știu, crezi că se uită Putin. Știi pe cine avea consilier? Constantin Dudu Ionescu avea un consilier. Nu-i place să-și aducă aminte, probabil. Se numea Ghici. Nu știu. Domnul Helvig. Astăzi e șeful Serviciului Român de Informații. Tragi cu arcul sus. Pe atunci era un biet consilier al ministrului de interne Constantin Duionescu, care i-a succedat lui Gavril Dejeu, cel alungat de mineri. Da, te fac. Care vorbea singur prin minister. Ce vremuri. Vrei să dai toporul. Vreau să văd că adună de se leagă, totul se adună de se leagă și seamănă. Nu, știi? Trebuie doar să știi. Seamănă, doar numai să știi și să te uiți, atât tot. Corect. Da. Deci cam asta s-a întâmplat la Washington. Dar n-am spus un lucru ca să trag exact adevărat și să nu creadă că l-am uitat pe domn profesor, domnul Constantin Dunescu, până să ajungă în acest onorabil post. Țărănistul de tradițional Constantin Dionescu a avut un stagiu la Partidul Umanist, care pe atunci era condus de Dan Voiculescu, ca de să profesor, nu nicio, de profesor Dan Voiculescu. Ai un pic de respect. Așa, ca a să nu existe niciun fel de dubii, să nu se creadă că vorbesc de un alt Voiculescu, că acum sunt mulți. A scris cărți, a făcut doctrină umanistă, nimeni nu știu, citește. Suntem toți niște ingrați și niște nerecunoscători și a vorbit despre armonie. Are un tratat despre armonie. Știi de unde a luat aia cu armonia? Mă, nu știu. S-o fi inițiat pe undeva și nu știm. Predecesorul lui ăsta, lui Xi Jinping, Hu Jintao îl chema, a stat 2 mandate acolo. Xi Jinping pare că s-a înșurubat până la moarte. Altă discuție. Ăla vorbea de armonie, pentru că începuse să cam borhotească. Dar știi că e student la teologie acum? E student la teologie, dar nu știu dacă domnul folosește. Domnul Dan Voiculescu. Nu știu dacă îi folosește. Eu n-am spus că folosește, eu am spus cum e. În general, să știți că nu vă prezint lucruri cu care sunt sau nu de acord. Prezint lucrurile ca fapte, ca evenimente. Cum le judecați dumneavoastră, nu mai e treaba mea. Există o vorbă în Biblie că unul e bogat, unul e bogat, unul e bogătan, unul e... Mai intrăm cum și-a făcut rost de averea aia, că e trist. Banii aia vin de la băieții ăilalți care n-aveau nimic în comun cu Iisus, ba din potrivă.
ăia-s bani, știi? Și acum vin și zic așa, parcă era una dintre ziceri, era că mai ușor intră o cămilă prin, trece o cămilă prin urechile acului decât un bogat. Să ajungă în paradisul creștin. Acum, nu știu unde vrea să ajungă domnia sau profesor, dar și am vrut de multe ori să ridic chestia asta, întrebarea asta de multe ori. Oare Daniel știe? Mă, nu știu, poșurile alea din care se dau jos, știu, ăștia știu? Sau ei vor să fie chiar să încerce să treacă precum Cămila, să chinuie, să zică, bă, facem și asta. După 2000 de anișori, a? Crezi? Eu știu așa, că ar trebui să știe toți băieții ăștia, că dincolo nu pleci cu niciun bun de pe pământ. A? Aia toată lumea știe că Porsche-ul ăla și da. Ideea e că nu, ideea e că n-ajungi unde trebuie. Dacă l-ai, nu e vorba, tu vorbești de altă discuție. Ăștia niște bogătani. Adică, cum nu? Tu vrei să-mi spui că ce, vezi mâncând covriș, toți capii bisericii nu știu că n-ar trebui să aibă ceea ce au și folosesc? Ei nu vor să ajungă. Mă, băieți, voi nu vreți să ajungeți unde trebuie? Sau credeți că vă iau oricum, că voi sunteți speciali? S-au deturnat pe parcurs. Speciali. Așa că iar mă iau de ăștia și zice lumea că sunt împotriva credinței. Nu sunt împotriva credinței, eu însumi am credință, dar li se cuvine. Așa n-au nicio treabă cu ei. Au voie inclusiv să-și imagineze că Iisus Hristos a supraviețuit unui atac nuclear și pentru asta a venit să face pictură modernă. Nu, da, ei lați, nu contează, nu tot credința e, tot de Dumnezeu e vorba. Despre ce vorbim? Da, a fost o că lumea nici nu știe despre ce vorbești dacă nu te urmărește zi de zi, emisiune de emisiune. Era vorba de un grup statuar de la Vatican, destul de bizar așa. Din sala de primiri. Ți se face un pic rău, da? Trece, că afli mai multe dacă vrei să citești și trece repede. Bun. Astea sunt timpurile. Știi? Adică dacă te urci, dacă tu ești din ăsta Daniel și zici, băi, să mă urc în Porsche ăsta, dar înainte să te urci trebuie să-l cumperi, e complicat, că doar nu l-au primit donație, de unde la văduvele de România, vai de capul. Uite, domnul Daniel, v-am dat un Porsche Cayenne, că nu puteți să vă urcați într-un Sandero. Hai, Sandero, merge, Porsche, ca lumea, să știți, dacă să nu, cumva, să se întâmple un accident nebun ăștia care circulă. Și el stă să urce în Porsche ăla și zice, mă urbă că merit. Că atâta, muncesc și eu pentru băieții ăștia aici. Așa e reclama la L'Oreal. La L'Oreal, pentru că merit. Nu? Sau da. Ce zice? Zice. Așa zice. Și da, nu, o citi Biblia? Mie îmi place povestea asta cu misecuvenismul. Nu. Sună mai bisericos. Misecuvine. Știi cine? Știi cui era milă de el? Însuși. Tănăsescu-l cheamă purtătorul de cuvânt de la Teodosie. Aha, da. Tănăsescu? Da. Tănăsescu. Parcă e Eugen, dar nu știu sigur. Așa, ceva de genul ăsta. Na. Avea niște posteri pe Facebook în care era milă de el, că era preot și cât muncește el. Și mă uitam așa, e destul de durduliu, așa zic, bă, muncește, dar și mănâncă. Te-au legat în lanțuri, nu? Muncește, dar și mănâncă. Nu, dar te-au legat în lanțuri, da, că, da. Că dacă muncești prea mult, nu poți să te oprești. În fiare. Da, în fiare. La un fierat. Așa e. Da, lumea mai zice, pe de altă parte, românul zice, e milostiv și zice, mă, nu te mai lua, mă, de ei, că ei... N-are importanță cât de ticăloși sunt. Când deschid gura și cuvântă cuvântul Domnului, prin ei se scurge harul de sus, că e n-au. Dacă n-au, ok. Și vine pățeava așa, sunt cu o conduită, cum zic ăștia, știi? În magie. Da? Sunt vectori. Dar acum eu te întreb. Tu ai băga ambrozie prin țeava de canal? Au. Băi, eu nu. Cred că nimeni. Ar fi jenă, zic, bă, asta e o treabă bună, vine cred de sus, nimeni. Nu? Nu bag pe acolo, că e șobolănime pe acolo, e să nu se zică, ia nu șobolănime, să supere ăștia pe mine. Ambrozia ca ambrozia, știi cum e asta? Cu mărgăritarele și porcii, știi? Da, nu chiar așa arunci. Nu le dai. Nu, adică, e păcat. Știi și zici, bine, asta zic popii, zic asta, că noi, da. N-are importanță cât de varză suntem, când deschidem gura, voi, da. Păi stați, mă, că poate că nu e așa, mă gândesc. Nu știu, nu vreau nici să dau cu bățul, că de-abia am început ianuarie ăsta, 2021, pare mai zăltat decât 2020. După aia, dacă mă furisește vreun ăsta, Tănăsesc cum m-a blocat, că n-am fost de acord cu ce încercam să dezbat acolo, în sfârșit altă discuție. Deci asta, fuse și se duse. Pe Trump l-au făcut bucăți. Ce urmează? Că vrem să știm ce urmează. Ca să închidem și noi capitolul ăsta american, urmează mai multe lucruri frumoase sau nu. Se bombardează în Orient. Israelul încearcă să pună lucrurile la punct. Cu Iranul, cu asta.
China se bucură. Și știi ce face când se bucură China? Anunță organizarea unui summit 17+1 în Europa de Est. Ai văzut-o pe aia? Da. Direct. Da, asta după ce face o listă de sancțiuni pentru America. Da, bine. La oficialii americani în frunte cu Mike Pompeo. Da, pe cine interesează. Da. I-au sancționat. De parcă Mike Pompeo se duce să facă afaceri în China după ce le-a băgat numai... Dom'le, dă bine. Le-a băgat numai șuruburi, da, în spițe. Nu. Că și în România există domnul Chifu care se mândrește că este pe lista de interziși a lui Putin. De parcă s-ar fi dus el vreodată pe Rusia, puțin. E chiar o onoare să fii pe lista aia. Nu știu dacă o merita. S-a lăudat cu chestia asta? Da, da. N-am știut. Vezi că acum parcă îl văd mai bine pe Chifu. Parcă e ceva, parcă se întâmplă ceva cu Chifu. O să fie, de bine, cu alte cuvinte. E de bine. Ce se mai întâmplă aici? CNN anunță că vrea să să deradicalizeze cultul lui Trump. Cum adică? Ce vor să le facă? Păi ți-am zis că de pildă... Să-i transforme. Nu știu cum. Spune-o cât de tare vor să-i transforme. Ei consideră că până și copiii sunt contaminați de trumpism. Așa. Și sunt necesare tabere de iluminare. A citit-o și cum tu pe asta. N-am citit-o numai eu. Să zici, domne, te rog, am citit-o fumat, și m-am indignat până în vârful unghiilor. Da? Deci, și dacă cineva nu o face, să-mi spună și mie. Trebuie duși în tabere de iluminare pentru că au fost crescuți în spirit de intoleranță și rasism. Și trebuie recuperați pentru societate. Să iei copiii trumpiștilor. Sună ca naiba. Pentru că au fost 75 de milioane oficial. Oficial, ieșit bob cu bob la numărătoare. Da, și problema e care e pretextul. Adică a început să sune puțin cam bizară treaba. Cum adică faci tabere de iluminare, da, să-i aduci la ce, la sentimente mai bune? Da, să-i faci empatici, că sunt intoleranți? Să-i reduci. Ăștia zic de radicalizare, dar vor să-i reduce. Dom'le, Mao mai făcea asta. Eu cred că se inspiră ceva undeva. Nu, să spun eu de unde se inspiră. Din discursul lui Biden de la discurs altfel lăudat până și de Fox, că e al mai tare din toate timpurile, dar a existat o frază pe care vă rog să mă contraziceți dacă este altfel, dar n-aveți cum, pentru că am auzit cu urechile mele, care sună așa. Supremația albilor și terorismul trebuie confruntate și fără îndoială le vom învinge. Da. Da? E mai lungă. Eu am scos bucățica asta. Când domnul Biden, de la poziția de abia instalat la Casa Albă, pune pe picior de egalitate supremația albilor cu terorismul, în condițiile în care, dacă nici în America n-au drepturi afro-americanii, numai unii căieri, ca să nu le zic altfel, că se supără CNCD-ul pe mine. Deci persoanele LGBT au drepturi, dovadă că avem un subsecretar de stat la sănătate transgender, abia numit tot de domnul Biden, au slavă domnului drepturi. Doamna Nancy Pelosi a zis că nu mai vorbim de soț-soție, ci de părinți. Da. Da? De părinte 1 și părinte 2, da, înainte de controversa cine e președinte, cine va fi, că ea oricum era lider în Congres. Da? Acum venim și spunem năzbâtia asta care mi se pare foarte tare, că vom combate, da? Ne confruntăm transupremația albilor. Eu mă îndoiesc că există o supremație albilor în Statele Unite, chiar dacă nu sunt acolo, am suficienți prieteni acolo și citesc suficient ce se întâmplă, din ce se întâmplă acolo, și n-am văzut că există o supremație albilor. A existat sau a încercat să existe pe vremea Ku Klux Klanului, dar e cale lungă să-mi ajungă de atunci. Rasism până astăzi. Există și ură rasială și tensiune. Da, există, din totdeauna a existat. Au fost și răscoale pe stradă și din totdeauna a existat. Dragul meu Adrian, nu doar viețile negrilor contează. Pentru că să nu spui în engleză că ne tai ăștia. Nu, și viețile albilor contează, asta vreau să spun. Da, nu doar viețile lor contează, ci și viețile albilor. Nu cred că mă taie din cauza asta. Adică eu ce vreau să spun este că ar trebui să fim, apropo de unitatea pe care o cere Biden, să respectăm în egală măsură toate, pe toți oamenii, pentru că
trebuie să îi respectăm, altfel creăm, cum să spunem, discriminare pozitivă, e corect termenul? Da, chiar așa se numește. E indicat, da? Facem discriminare pozitivă și nu e cazul. Apropo, nu găsesc că o poză de familie, contul gheb.com nu funcționează, merge foarte greu, că eu nu știu cum au pierdut ei alegerile, că e oameni mai vesel ca decât clanul Clinton, decât clanul Trump în ziua plecării de la Casa Albă, n-am văzut. Au făcut o poză de plecare. Sunt atât de zâmbitori încât pot să crezi orice, numai că au pierdut alegerile, nu. Și în această zi ultima la Casa Albă, fiica lui Donald Trump a anunțat logodna, s-a și logodit la Casa Albă în ultima zi, da? Și la fel, toată familia era zâmbăreață, foarte zâmbăreață. Tiffany Trump. Am ratat știrea asta că mă ocupam cu tot fel de... Încercam să înțeleg ce e cu steagurile alea. Până să înțelegi cum e cu steagurile, te rog să mă crezi, atâta veselie mi-a fost rar dat să văd. Și atunci, mă întreb și eu, ca și cei de pe site-ul ăsta pe care am intrat, să vedem ce gândesc americanii. Ori ne-au tras o țeapă și au fost parte în toată cacealmaua asta și și-au mobilizat de aiurea adepții, ori știu ceva ce noi nu știm. Pentru că nu poți să fii în halul ăsta de vesel. Nu poți. Până la urmă, cum a rămas cu Pentagonul? Că opriseră transferul de informații către echipa Biden și, din câte știu eu, nu l-au mai reluat. Nu, asta scrie Politico, altfel Side de Mind Print, ți-am trimis știrea astăzi, am găsit-o azi noapte. Se plânge administrația actuală Biden că nu primește, că nu colaborează cu Pentagonul, că Pentagonul a întrerupt legăturile cu ei dinainte de Crăciun și nu vrea să le rea. A întrerupt legăturile înainte de Crăciun prin Chris Miller, care a tăiat-o scurt și a fost o știre foarte scurtă, în 19, cred că, decembrie, s-au întrerupt procesele de tranziția de informații și noua echipă, bla, 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 nu dădea niciun motiv. Era în coadă de pește dacă Trump știa sau nu știa, dacă aprobase sau nu aprobase și a rămas așa, îngropat. Foarte multe știri rămân așa, în aer. Și acum vine politicul și spune, bă, da, ăia de fapt nu mai vor să discute. Cum adică nu vreți discuții? Dacă e președinte sau nu e? Sau ce e? Nu știu. Au anunțat că retrag trupe, că reduc trupe. Foarte frumos, despre aia nu s-a mai scris nimic. Foarte interesant. Foarte interesant. O știre bună însă. Pentru, mă rog, pentru magnatul Jack Ma. A reapărut după 3 luni de dispariție. Am unde văzut. A fost, ce a făcut, nu știe nimeni. Dar știi unde a reapărut? La o conferință undeva în China în care vorbea despre virtuțile antreprenoriatului. Normal, păi Jack Ma e un antreprenor de succes și e ca și cum ar fi firma lui, dar, mă rog. A apărut. Sunt convins că nu o să știm niciodată pe unde a fost și cum l-au bătut sau ce i-au făcut. N-aia o să fie. L-au scos la înaintare. În altă ordine de idei, în China, o știre mai puțin veselă este că aproape 2 milioane de oameni din Beijing sunt în carantină, din aia brutală cu stat acasă că vă rup picioarele. Cartiere mari din Beijing din motive de virus tulpina britanică, mai precis din sudul Angliei. Nu există foarte multe știri despre asta. Sunt probleme cu mâncarea. Pentru cine nu știe, dacă vă uitați pe pagina lui Daniel Tomozei, care e un fel de, nu că un fel, e agentul de lobby al Chinei. Ai putea zice în România, dar el trece la Beijing. Mă uitasem pe o postare, la el de obicei sunt pe invers. Stau umblă cu Partidul Comunist în gură de dimineață până seara, dar pe pagina lui e plin de icoane și sfinții închisorilor. Și întotdeauna m-am întrebat, e modelul ăsta umanist, știi? Al profesorului. Pe de o parte pupăm partidul, pe de altă parte pupăm sfinții. Este no howless bowless, știi? Este comunismul cu față umană religioasă al lui Trump, al lui Putin, pardon. Știi? Combinăm, punem pe Stalin pe, alături de Maica Domnului, pe icoane în închisoare, în biserici, în catedrale, știi, e un melanj din ăsta, nu mai înțelege nimeni nimic. Apropo de cifre și de personaje, eu știu că Biden, de pildă, și-ar dori șterse niște cifre care indică adevărul despre economia americană în mandatul Trump.
și a dorit ca acele cifre să nu existe, nu pot fi negate. Oricum îl vor băga în istorie pentru rasism și alte chestiuni, nu, și vor uita cifrele. Nu, istoria nu se scrie chiar acum, o scriu acum, dar... Nu, dar ei și-ar dori să uite cifrele astea și să-l pună cu ce vor ei. Da. Dar tot în aceste zile, adică ieri, a apărut o cifră absolut năucitoare care spune totul despre în ce hal se este Rusia de drept și de fapt la acest moment și că nu mai contează ca actor, chiar dacă ne place să ne închipuim asta. Investițiile străine în Rusia anul trecut, în 2020, au fost de 1,4 miliarde de euro. Ați auzit bine? Suma este reală și Putin e îngrozit. Banii de nivelul ăsta n-a mai fost din 1994, când adică era el țin la putere. Aproape 30 de ani, când dolarul oricum era altceva. Era altceva și valoarea asta de 1,4 miliarde pe atunci de dolari, fie că euro nu exista. Și probabil la vremea respectivă investițiile astea erau numai în sectorul energetic, că toată lumea se repezea la petrolul lui Elțin. 1,4 miliarde de euro are și România are mai mult de atât investiție străină. Asta înseamnă că nu se mai duce nimic în Rusia. Nimica, nimicuța. Asta înseamnă că automobilul electric care se profilează îi lasă cu mult petrol de nefolosit. Da? Cu rezerve pe care le-au ținut bine acolo și nu mai pot face mare lucru cu ele. Asta înseamnă că nici măcar în materie de gaze nu strălucesc. Gazpromul nu se simte foarte bine. Scandal mare. Pompeo în ultima zi a mai impus niște sancțiuni asupra unui vas. Singurul vas care mai intenționa să mai tragă 100 de kilometri de conductă din Nord Stream 2. Și asta înseamnă, dragilor, că Rusia practic nu are cum să intre în războiul granzilor la investiție străină de 1,4 miliarde. Vorbim de, că nu moare de foame, e adevărat, nu moare de foame. Dar nu mai contează în războiul pentru o supremație economică pe care și-ar fi dorit-o, este limpede. Cine vrea să înțeleagă ceva să însemne doar 1,4 miliarde de euro investiție străină în Rusia anului 2020, poate să se ducă cu gândul mai departe și să priceapă de ce, de pildă, se agață Rusia disperată de Europa și de ce Germania nu pregetă să o ajute exact acum când e în impas. Apropo, doamna Merkel a face lobby pentru ca vaccinul Sputnik să fie aprobat de Organizația Europeană a Medicamentului și să fie produs de Germania în colaborare cu Rusia. Da, o face, o bagă pe mânecă până la capăt, o face lată doamna Merkel. Adică doamna Merkel zice așa, nu mai vreau Pfizer. Păi nu n-a zis asta. Păi nu, în subsidiar n-a spus că nu, pe față, că nu mai vrea. De bine ce preferă să producă vaccinul Sputnik în coproducție ruso-germană. Nu au doze de vaccin suficiente. Ai văzut știrea, am văzut o știre pe Digi care suna așa. Din 5 doze de vaccin Pfizer se pot face 6. Da, știu că nu sunt doze, dar nu sunt doze pentru fraiere, Adrian. Știi tocmai că... de asta a fost acuzată Germania, că a negociat în plus față de cota acordată. Da, deci pe de o parte, păi cu gazul n-a Comisia Europeană a împărțit egal, în funcție de numărul de locuitori. Germania a zis, eu sunt mai cu moți. Da. Și a negociat pentru niște vaccinuri. Cu cazul n-au făcut la fel, au Nord Stream odată și mai vor o țeavă care țeava aia începuse să crească din pământ în momentul în care cine venise la București? Oettinger, cred că. Da. Pe vremea aia era comisar pentru energie, parcă. Așa, mă, nu știu, zic. Așa, că și vine și zice, da, platformă comună, să negociem tot blocul, să facem, să dregem, ca să nu mai lăsăm Rusia să negocieze individual cu țările, ca să nu mai aibă leverage, să nu-i mai șantajeze pe oameni geopolitic, după două săptămâni vine și spune, anunță cineva că băieții de la Wintershall și toți ceilalți, că-s mai mulți, au pus-o de o mămăligă. Ce contează? Stă Germania. Identică cu acordul cu China. A zis, a cerut statelor europene să aștepte acordul UE-China. Și au avut un acord de și l-au așteptat fraierii, pentru că Germania, Italia și Franța au încheiat acorduri pe sub mână. Crezând ce? Că nu observă ceilalți sau dacă ești motorul franco-german îți permiți să sfidezi oricând și oricum. Standarde duble, asta este și trebuie vorbite, pentru că nu. Problema lui Merkel. Merkel are o problemă cu vaccinul. A ieșit, cred că azi, ieri, spunând că
vrea să-i vaccineze pe toți nemții până la vară. Da. 80 de milioane. Da. Și două doze de vaccin. Hai să spunem că, după cum ziceau băieții de la Digi, că se pricep, din 5 vaccine poți să pui apă în vin și să faci 6. Am văzut știrea asta o zi întreagă. Mă uitam pe burtiere și mă gândeam, oare ce crede lumea care vede pe burtiera de la Digi sau pe orice burtieră de oriunde, că, domne, din 5 doze de vaccin, mai lungiți-o și voi. Băgați ser, ce să bagi? Fățele mai mici. Dați-le puțin pe limbă, că e bine și așa, știi? Nu mai apăsați seringa până la capăt. Opriți-o la 100 de mii. Am primit poza. Cum vine treaba asta, mă, să faci din 5 doze? Ăia de la Pfizer au tâmpiți și v-au făcut reducere de 20%, că asta înseamnă, nu? Tu scoți din burtă 20% de vaccin, da? Din lot. E bun, înțelegi, toată lumea, n-ai vaccin. Dar cum să spui așa ceva? Pe mine poate să mă facă cineva să cred că ăia ți-ar fi vândut o doză dacă puteai să faci 6 din 5? Eu am încercat să zic că da și tu mi-ai spus că în materie de eu economie nu cred sunt asta, zero. Eu nu cred asta, eu nu cred. Deci eu nu cred că ăia stâmpiți și că ăia nu zicea, uite, vaccinul ăsta e atâta, doza e mai mică, n-ai nevoie de 120 de mililitri, ci numai de 100. Ți-ajunge, bagă. Să nu mai zic că vine ăsta din Israel și spune șeful Agenției de Sănătate, spune că de fapt eficacitatea ce ați dat voi, băi, aici... Aia asta e tare, asta e foarte tare. Nici nu e cât a spus 90%. Deci după ce inițial au zis, dați-ne mai multe doze ca să... și noi vă dăm date la schimb. Și au luat țeapă. Au dat datele israelienilor, au omis și GDPR-ul, datele personale, nu, securitate, nu, etc. Nu, Israel e mai ușor cu GDPR. Ca să constate și să anunțe ieri oficial că au luat o țeapă imensă și că prima doză nu are eficacitatea anunțată de... 95. De Pfizer, da. Da. E mult mai mică și că oricum a doua doză trebuie întârzie pentru că nu produce suficient Pfizer. Și între cele două doze oricum te prăjești cu virusul. Da. Și, e bine. Și s-au vaccinat în ghilimele. Iar Italia vine și zice dau în judecată Pfizer-ul pentru că sunt nevoită să întârzie etapa a doua la vaccinuri că nu produce destul. Dar băieți, nu v-ați gândit din start că mai bine mai amânați puțin, că nu au cum să producă atâta? Ca să poată să acoperi vaccinul întreaga lume, respectând cele 28 de zile dintre primul și al doilea vaccin? Aici vreau să spun că aici intervine treaba cu Merkel, care a zis, bun, poate nu ne întindem la vaccin chinezesc, ăla chiar nu vi l-aș recomanda, că sunt istorii cu vaccinurile în China. Adică Sinovacul, nu? Da, Sinovac. Da. Vrei să citești despre ce se întâmplă în China cu vaccinurile? Trebuie să știi chineză, dar dacă se va întâmpla să-l cumpere, deocamdată a luat-o sârbii. Acum ce să zic, sârbii n-au fost niciodată foarte inteligenți cu lucrurile de genul ăsta, dar și au obligat să se ducă pe, știi cum fac chinezii? Mm. Vrei să cumperi vaccinuri de astea de la noi, de Jaf, nu le vrea nimeni? Da. Ești disperat, nu? Da. Bun. Ți le vindem. Dar trebuie să vii la aeroport când le aducem și să preziți mulțumiri. Deci ți le vând, da? Da. Te pun să-i și pupi și îți dau un vaccin pe care tu de fapt nu știi ce l-au testat, ce au făcut cu el, dacă ne crește păr pe limbă, rămâne muți, nu se știe. Pentru că oricum, transparența chineză, nici măcar statisticile la coronavirus nu sunt cum trebuie, da? Încă au 85.000 de îmbolnăviți de virus, de un an de zile de pandemie, da? Deci aici astea, m-au cât? 4.000 de... Nu, 4.000, nu știu câte au morți, nu știu. Rog regia, dacă cumva a primit o poză de la mine, pe care și eu am primit-o, că am rugat pe cineva să mi-o trimită, să-mi confirme dacă a primit-o și să ne dea puțin pe ecran. Vorbeam de fesă la familie Trump. Am primit poza pe care nu reușeam eu să o găsesc. Am rugat pe cineva și mi-a trimis-o. Că dacă sunt veseli. Păi, dacă ăștia arată oameni care au pierdut alegerile... Poate se bucură, poate zic, domnule, ne-am săturat de serviciul la casa albă. Întotdeauna m-am întrebat. Vrem acasă, ne-am săturat, ne dăm fiecare zi cu fiare în cap și cu lături și ne e mai bine în serviciul personal. Băiatul ăsta are, Trump are mai mulți bani decât are Biden sau care oricum e de 47 de ani în politică, a mai strâns. Știi? Și ce mai pe la chinezi, niște miliarde. Ok, da, dar lui Trump sunt mai multe, ce obțin organizația. Și te gândești, bă, dar care e problema? Știi că, până la urmă, nu de bani o face, e clar. Ăștia au zis că... Deci aveți poza? V-am trimis-o? Aha, o găsește. Bun. O primește. Da, deci cred că treaba cu vaccinul rusesc este un strigăt de disperare al Angela Merkel, care a zis că parcă și-a luat așa un fel de... Ea trebuie să plece anul ăsta.
Vrea da. Să plece, să-i lase vaccinați 80 de milioane și 3. Nu e chiar de acolo. Va trebui să fure vaccinul de la celelalte țări într-o veselie să-i vaccineze pe toți până în vară. Doar zic. Nu știu, pare ciudat. Până una între alta, Biden a venit și a băgat SUA la loc în Organizația Mondială a Sănătății. De acum, Gordon Brown... Și în tratatul de la Paris. Și în acordul de la Paris da. Cu climatul, care favorizează China. Asta e viața. Și vor, da. Și se vor duce bine mersi, am înțeles, fără condiții. Deci nu pun condiții și înapoi în tratatul cu Iran. Da? Asta e chiar ciudată. Eu da. Eu pe asta nu știu. Cum să nu? Eu n-am auzit. A, declarații, dar n-am auzit N-a semnat între primele 17, păi, dar au de gând. Nu. Au anunțat. Stai că știi cum e, că mai primești telefoane și poate te mai răzgândești. Mă gândesc. 17 ordini a fost foarte rapid, pentru că imediat ce a intrat în Casa Albă erau mapele pregătite. Mie îmi place numărul. Înseamnă că au lucrat. Știi, numărul ăsta? Da. Am impresia că ăsta joacă cu Q. Știi că Q e a 17 literă la alfabet. Cred că vrea să ne trimite un mesaj că de fapt el e Q. Te-ai gândit la asta vreodată? Că nu. El s-ar putea să fie de Biden. Cine? Q? Biden? Pe 17? E un mesaj aici. Ca să nu mai înțeleagă nimeni nimic, nu de altă. Oricum, săracul Biden. O să ne distrăm cu el. Va fi bine. Mă, nu știu, e de-a dreptul distractiv. Hai să dau un pronostic așa cam. Ce se poate întâmpla? Băția de în China, până vin cu poza la noi, că mai durează cu biții, iau încet, încet pe sârmă. Așa, și pe asta. Stai că îți mai trimit încă una, deci două mi-a trimis. Ce facem dacă chinezii cu recolta în 2020 stau cam pe geantă? Au cumpărat cantități masive de porumb, grâu, soia și orez, cred. În general de la americani. Da, de la americani, că de la ruși n-au de unde să cumpere atâta. Bun, masiv. Și ce te faci că sunt probleme, e penurie. Tocmai vorbeam de amărâtul ăsta, de Tomozei Dănuț, agentul ăsta Beijingului 14 în România sau... Da, Radio China Internațională. Punea acum, posta acum vreo zi, două, niște... Uite, m-am dus la ceva de genul, m-am mesaj și uite ce găsești în supermarketurile chinezești. Și erau niște căpșuni frumoase. Ideea era că acum încep să bată penuria. Deci au rămas băieții fără mâncare. Ce te faci dacă au o criză de lichiditate? Tocmai au aruncat niște bani pe piață din nou. Financiar l-au scos pe Jack Ma la înaintare. Nu știe nimeni ce s-a întâmplat cu grupul Ant, care avea un IPO. Curios. Un IPO curios. De 34 de miliarde, i-au răsat pe investitorii americani cu ochii în soare. Nu, s-au tras-o pur și simplu de la bursă, a rămas așa, nu știe nimeni ce o să fie. Uh-huh. Bun. Ce faci tu dacă ești liderul partidului și îți cam moare lumea de foame? Și încep să se... Există și niște bonduri, niște obligațiuni care se ajung la maturitate anul ăsta și sunt câteva trilioane acolo. Ce faci dacă te lovește, ca zic așa, furia? Și începe lumea să rămână și fără bani și fără mâncare. Ar fi tragic. Nu știu să-ți spun. Îl ai pe Biden la Casa Albă, e puțin mai moale. Bine, și cu Trump n-a fost, că Trump a fost destul de... Putea să bage mult mai tare în Hong Kong. Există lume care l-a criticat. Băieții din Hong Kong sunt absolut supărați pe el pentru ce n-a făcut. Sperând că o să înțeleagă cu chinezii. Bun. Și ce faci dacă încep să-ți moară chinezii de foame și sunt foarte mulți și nici bani nu mai au? O pui de o mămăligă cu Taiwanul? Te gândești. Primul lucru la care mă gândesc, asta e. Ce faci că la Casa Albă l-ai pe Biden? Dar Biden, bun, sunt niște afaceri financiare pe laptopul ăla pe care FBI-ul se face că l-anchetează de un an de zi, din 2019. Nu cred că mai apucă să l-ancheteze. Chiar vreau să te rog, am trimis lasă-mă să-mi termin ideea, că e interesantă, zic. Nu știu, poate. Și atunci tu, Biden, va trebui să te lupți cu investitorul tău chinez, care te are prin conturi și care vrea să te scoată din Taiwan și din Asia de Sud-Est. Ce faci? Te arunci în Pacific sau pui de o mămăligă? E o întrebare. Nu știu dacă se va avea în vedere acest lucru în 2021 sau 2022. Asta apropo de geopolitică, așa, un fel de prognostic mic. Și acum hai să vedem cu poza ta. Cu pozele, că sunt două. Una pe aeroport și una înainte de a ajunge la aeroport, din Casa Albă, probabil. Asta e o poză. Da, Trump aici rânjește, nu râde. Păi toată lumea râde.
Nu, nu, el rânjește, nu râde, că are o față de zici că am mușcat dintr-o bară de oțel, săracul. Adică... Ți se pare că e supărat? Mi se pare că un zâmbet mai forțat de la decât ăsta n-a scos în toată cariera lui. E bine dacă zici tu. Nu vă pe nimeni fericit. Whatever, nu știu ce să zic acum. Hai să vedem pe cealaltă. Cealaltă de la aeroport. El vorbește că ești cu sonor. Asta e poza, dar am un filmuleț de câteva minute. El vorbește de la tribună și familia asta să-l aștepte, e gata de a urca în... Apropo cu pozele și cu filmele, e o problemă cu pozele și cu filmele. Aici că m-a întrebat cineva și vreau să fac un punct de vedere și să mor cu picioarele pe un viitor premier al României. Fost nu știu. Noi am dat viitor? Nu, sper că glumesc. Sper, asta vreau să spun. Pușchea pe limba ta, dacă îmi permiți o vorbire populară. Domnul Călin Georgescu a avut amabilitatea sau o secretară a dumneavoastră, nu mă bag acum, nu știu exact cine, a avut o amabilitate de a se urca pe un video de-al nostru, pe o emisiune, pe care ne-au blocat-o. Din cauza de copyright. Am dat filmulețul pe care a avut amabilitatea să-l posteze cu el făcând baie într-un lac la minus 6 grade, lacul fiind dezghețat, nu știu cum, poate că e un minus 6 grade mai special din ăsta cu vibrații, nu mă bag, nu e treaba mea. Lacul acela, spune Presoan, că totdeauna are peste 6 Brunze, grade. Sau ceva de genul ăsta. Oricum la noi la minus 6 grade nici să-l mănânci fript. E un lac din Elveția, a făcut puțină anchetă de dumnealui, pe filmul dumnealui. Și s-a supărat și ne-a făcut un copyright claim că i-am folosit filmulețul fără... Ne-am zis, dom'le, dacă că toată presa l-a folosit. Dar de ce s-a luat doar de noi? Nu știu, spune-mi tu. N-am vrut să... Pe noi nu ne-a contactat, ne-a dat-o direct pe Facebook. Deci toată lumea care a vorbit despre și a comentat a preluat filmul. La fiecare site există și filmul. Da, da, a preluat link-ul pe Facebook. Da, nu, a preluat filmul întreg. Pus pe ecran și dai pe... Stai, vorbești de televiziuni. Vorbești de multimedia. Vorbești de site-uri. Păi site-urile au luat... Dar restul televiziunilor se iau de... Îl critică pe... Cert e că noi l-am prezentat aici. Pe premierul de aur? Și domnul Călin Georgescu, oricât de blând și bun ar fi dumnealui și toate aia și cu bunul Dumnezeu, nu prea asta. Nu, te rog frumos. Deci dumnealui, eu știi ce a făcut? A fost a furat startul. Știa că de fiecare bobotează iese Putin cu pectorali în față și se scaldă de... bobotează pe stil vechi. Da. Și ceea ce a și făcut anul ăsta. Păi în fiecare an face, dar la spate... Da, face în fiecare an. Vine cineva, e gheață de exact, 20 de centimetri. Exact, e gheață de 20 de centimetri, se bagă în apă la minus 20 de centimetri. Așa, și o vedem. Face fără să trișeze. Exact, și vedem și noi că dă de slănina pe el, de-abia își ține răsuflarea, face stopul cardiac mic și iese de acolo. Dar o face de adevărat. Ca lumea, măcar. Nu vorbește la o lavalieră care nu se vede ca și când ar fi în studio. Lumea rea zice că și fungii sunt fotoșopați, dar nu mai mergem până într-acolo. Eu m-am gândit, dar... Deci nu suntem atât de răi. Nu suntem răi. Domnul Georgescu e o făcătură, domne. Nu. Nu e. E foarte frumos că intrați în apă. Dar este bine. Dacă noi seara am făcut emisiune de la 9 la 10 și dimineața la prima oră ne-a blocat, înseamnă că domnul Călin Georgescu este foarte interesat de activitatea noastră. Și îi mulțumim. Nu. Și noi pe dumnealui. Eu îi promit că o să mă urc de fiecare dată când iese cu de-astea. Noi le iau și le disec, văd eu cum fac. Emisiunea, că asta vreau să... Poate că și încheiem aici. Da, emisiunea respectivă o găsiți în două locuri și domnul Georgescu o punem și la noi dacă e nevoie. Nu e problemă. Pe BitChute și pe Rumble. Mm-hmm. Căutați-o că o găsiți. E bine, mersi, nu ne apucăm să... Nu i-a plăcut, știi? Nu e nici așa, nu e frumos. Face și dumnealui, face o treabă de 4 minute și crede că rupe inima târgului cu ea și vin ăștia și se urcă cu picioare. Ție ți-ar plăcea așa ceva? Păi, dar când a pus-o, nu s-a gândit că ne vom gândi și noi la rândul ne cum și ce fel s-a făcut poza respectivă? Și eu repet. Nu știu. Cu 4-5 zile înainte de boboteaza pe rit vechi, când a venit domnul Putin să facă același lucru, dar de adevăratele de data asta. Domnul Georgescu a dat-o cu vibrațiile, nu cu... Știi ce vreau să zic? Da, și nu, că tot acolo, nu cu vibrație, că Putin și-a făcut o cruce în toată regula înainte de a intra Știi ce cu el? Da, știi, e asumată. La Putin e asumată.
spărtura era făcută în formă de cruce, în gheață, gheața era gheață, Putin era Putin, vodka, vodka. Și crucea făcută înainte de a intra matrioșca, în matrioșca, la băiatul ăsta al nostru care a fost pe la globalizatori, toată... E cu vibrații. Dar nu, că doamna Cristela haules, e de vină. Baules, nu știu doamna dacă... Doamna Cristela e cu vibrațiile. Eu cred că toți zeii ăia babilonieni sunt de vină. Privirea e piezișă. Aha. Gheața e nici măcar la mal, da? Mănușile de schi sunt acolo. Și înoată defectos, pentru că face multă, ai văzut? Spumă. Da, face de baie. Valuri. Și ne oprim aici. Că și ne oprim, că ni s-a seara bună, doamnelor și domnilor. O să, până la urmă, găsim noi și, rezolvăm și misterul cu Biden ăsta. Dacă e, o fi vreo hologramă, că am auzit și povestea asta cu Doamne. Hologramă. O să mă scoată. Te fac ăștia de nebun, te internează la spital, partea viitoare, caut partener pe emisiune. Asta era un banc, ok? Cineva m-a întrebat, auzi, zice, sper că ăsta e un pamflet cu fenianul ăsta. Zic, domne, sigur e un pamflet. Da. Ne mai permitem și noi să mai aruncăm o vorbă, nu, să dar, ne mai descrețim buțile. Vom privi și vom fi liberi. Când mă gândesc că la știu, Kamala Harris mi se devină, cum să spun... Devine liniștită. Era un film care se chema Tânăr și neliniștit. Tineri nu mai suntem, nici noi, nici domnul Biden, nici Kamala, dar neliniștiți suntem cu toții. De fapt, să facem o emisiune, toată planeta. Da, nu chiar acum, că zic că lumea a vorbit numai despre America. Emisiunea următoare, dacă nu se întâmplă cine știe ce nebunie. Pe plan intern n-ai ratat nimic, decât că se ceartă aur pe partid cu romii. Romii. Da. Și că și se amenință cu dat o judecată. Că domnul Barna s-a dus și s-a pozat și el într-un tricou negru. Știi? Ei, restul nu erau cu tricou negre, ba domnul Câmpeanu a făcut și o fereastră deci la braț ca îl, să nu... Îl emula pe Klaus Iohannis. Na. Domnul Barna, pe bune. Deci ăsta înseamnă să fii lider. Domnule, să fii lider înseamnă să te duci cu tricou roșu. Cu negru a fost ălălalt. Tu nu? Că dacă, e, ca și cum ești un wannabe, ești un... Vreau și eu pe acolo, un țuțer. Nu, adică puțin self-respect, așa, puțin, tău încolo de treabă. Nu poți face din chibiț țuțăr decât dacă n-are caracter. Mai bine, nu-i rușinos să fii chibiț, dar e foarte rușinos să fii țuțăr. Păi da, cum să duci să-l trolezi pe ăla? Nu știu, în sfârșit, și ești prost, că locuitorul de la Cotroceni are mușchi, matale mai mult... Trebuie să mai mergi pe la sală. De corporație, așa, are, nu știu. Da, domnul Ghinea e și el la guvern. Și prost. De fapt, toți sunt la guvern, numai bun de mers la sală. Foarte multă lume, șef de state, mm-hmm, plus Barna, o fi vreun mesaj. Pozați în tricouri negre, domnule, la COVID. Bă, ești un conspiraționist. I'm just saying. Poate în regulă. Nu, nu. Nu are voie omul să îmbrace în negru. Uite, azi m-am îmbrăcat în alb. Erdogan. Eu și Lady Gaga. O grămadă șef de state îmbrăcați în negru. Uite, noi în alb. Vezi? Ca să vezi. Da, nu știu, că eu nu mă vaccinez deocamdată, că nu sunt eligibil. Nici eu. Deci, și până când cred că va ajunge... Până prin aprilie, mai vedem noi ce, poate ce puraș, auzim despre. E purașul de Paște. Închei spunând că strâng mâinile Pfizer, pardon, și Moderna, pentru că la fabrica din India, unde se producea vaccinul dezvoltat de AstraZeneca și Universitatea Oxford, a fost un incendiu în toată regula și prevăd că or să se bată precum chiorii care cât scoate mai mulți bani din aceste vaccinuri. Nu, hai să încheiem emisiunea că s-a dus deja. Toate cele bune. Pe marți.